Emisiunea este realizată cu sprijinul companiei Domeniile Ostrov. Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit. De data aceasta vom petrece 90 de minute împreună, încercând să urmărim materialele pregătite de colegii mei. Dar să nu mai pierdem vremea, să începem. Cartoful, a doua pâine a țării, de câțiva ani a intrat în declin sub aspectul suprafețelor cultivate și a producțiilor realizate. Ce spun fermierii, reprezentanții asociațiilor de profil, dar mai ales ce își propun autoritățile din domeniu pentru această cultură, aflăm din materialul următor realizat de colegii mei, Anca Lăpușneanu și George Bârzan, prezenți la un eveniment organizat de Clubul Fermierilor Români în colaborare cu Federația Națională Cartoful. Bună ziua, sunteți aici un co-organizator al unui plan strategic privind cultura cartofului, care acum este în colaps. Este o cultură ineficientă. Care sunt următoarele acțiuni pe care le veți face în demersul acesta de a revigora? Clubul Fermierilor Români și Federația Cartofului au identificat un lucru care era evident. Această cultură este nu în colaps, este într-o formă gravă de problemă care a condus la reducerea în 7 ani la jumătate a suprafeței cultivate, la tehnologizare, dar la absența unei predictibilități în accesul pe piața cartofului cultivat în România. Suntem într-un deficit groaznic în balanța comercială. Cartoful este un contributor, deci cumpărăm mai mult din exterior decât producem în România, iar în ce privește sămânța este aproape majoritar importată, un lucru foarte rău. Clubul și Federația au hotărât că este momentul unei acțiuni concertate pentru a propune o abordare printr-un plan național strategic al cartofului, care să țină seama de mai multe dimensiuni ale problemei. Nu doar refacerea suprafeței, adică creșterea suprafeței către o suprafață care înainte de 90 era capabilă să hrănească România, nu doar asta, ci și asigurarea condițiilor pentru ca acest cartof românesc să fie cu prioritate la raft și permanent în magazinele de retail, în magazinele de distribuție cu amănuntul. Vedeți, sunt 3,258 miliarde euro pentru măsuri de tranziție perioada 2021-2022. Pentru că dacă ne uităm pe balanța comercială, observăm că începând din 2016 am intrat într-un deficit accelerat. Anul trecut, sigur, și criza sanitară și criza economică și-a pus amprenta și mai ales seceta, pentru că am avut un minus de aproape 4 milioane tone doar la cerealele de primăvară, care ar fi echilibrat puțin balanța. Anul trecut am ajuns la 1,9 miliarde euro deficit al balanței comerciale. Cu alte cuvinte, exportăm, dar și când exportăm, exportăm materie primă, cereale în principal, cereale boabe și cel mult animale vii. Și importăm hrană procesată. De aceea acest deficit al balanței comerciale pentru produsele agroalimentare. Ce poate face Ministerul? Ne-am tot sfătuit cu mediul asociativ. Cum poate Ministerul să corecteze acel deficit? Și singura modalitate directă, pragmatică, este să sprijine prin finanțări exact investițiile în domeniul de depozitare și procesare. Dar asta este o dorință din partea Ministerului. Din partea cealaltă, a fermierului, trebuie să existe și dorința de a intra în depozitare și procesare și a nu se opri doar la producție primară. Sigur, pentru unele domenii de activitate este foarte importantă cel puțin depozitarea și aici cel mai elocvent exemplu este exemplul cartofului. Pentru că știm cu toții că una din principalele probleme ale cultivatorilor de cartofi este lipsa capacității de depozitare. Pentru că s-a schimbat comportamentul cumpărătorului, care pe vremuri, mi-amintesc, tatăl meu cumpăra tot cartoful în toamnă, tot cartoful de care aveam nevoie și îl depozitam în pivniță, fiecare acasă. Astăzi ne ducem și cumpărăm un kil, 5 kg, 10 kg de cartofi din magazin. Și atunci producătorii care nu au această capacitate de depozitare au mai puțin apetență să cultive suprafețe mari.
L-avem alături de noi pe domnul ministru al Agriculturii. A prezentat în cadrul unei conferințe la Drăguș, județ Brașov, planul de redresare al agriculturii române. Și aici s-a discutat mai mult despre problema cartofului. Mai nou avem o problemă cu acest sector, pentru că este o cultură care a scăzut în ultimii ani. Da, din nefericire, sunt multe probleme ale agriculturii românești care trebuie rezolvate. Majoritatea dintre ele sunt niște priorități care vin să acopere niște nevoi. Noi anul acesta, pentru că trebuie să finalizăm programul național strategic pentru viitoarea perioadă 2021-2027 și pentru că avem deja 2 ani de tranziție, 2021-2022, pentru care avem alocate aproape 6 miliarde euro, măsuri pe care le vom lansa începând de la finele acestei luni, trebuie să gândim ca începând din 2023 să prindem și alte priorități în finanțările atât din bani europeni cât și din bani de la bugetul național. Astăzi, împreună cu cei de la Clubul Fermierilor, dar și cu Federația Cultivatorilor de Cartofi din România, am gândit împreună o strategie de dezvoltare a acestui sector al cartofului, care și el, ca și alte sectoare, în ultima perioadă a suferit un declin. Și anume, acoperirea cel puțin în prima fază a consumului intern, prin creșterea suprafeței de cultivate cu cartofi, iar aici ministerul poate interveni prin mai multe pârghii. Prima ar fi să continuăm atât sprijinul cuplat pentru sectorul vegetal, pentru cer de cartofi, să ajutăm atât producerea de sămânță, cât și cultivarea cartofului pentru industrializare, pe de-o parte. Pe de altă parte, am prins în programul de măsuri pentru perioada de tranziție 150 de milioane de euro pentru legume și cartofi, în așa fel încât și cultivatorii de cartofi să găsească aici resurse care să vină să sprijine investițiile, în primul rând în depozitare și procesare. Aici este una din problemele mari, scăderea capacității de depozitare. De asemenea, foarte importantă este și problema accesului la apă. Și aici cultivatorii de cartofi au venit cu câteva propuneri care împreună cu colegii mei de la Autoritatea Națională de Îmbunătățiri Funciare să ne facă să găsim soluții locale de captare și utilizare a surselor de apă existente în aceste zone care nu au avut niciodată amenajări de irigație. Cartoful este și o specie mai sensibilă, adică sunt foarte des atacat de dăunători, de cum boli. Aveți măsuri în acest domeniu? V-ați gândit și la aceste demersuri? Cum o să... Da, măsurile acum legate de combaterea bolilor, sigur, sunt centre de cercetare, chiar aici la Brașov, care se ocupă de studierea acestor aspecte. Noi de la Minister sprijinim investițiile, pe de-o parte, în partea de depozitare și de procesare, care este deficitară și care au făcut ca mulți producători să renunțe la suprafețe întinse pentru că nu aveau capacitate de depozitare și erau nevoiți să vândă cartoful la niște prețuri foarte mici atunci când îl recoltau. Pe de cealaltă parte, sigur, vom continua sprijinul pe două aspecte. Cartoful de sămânță, să dăm acel sprijin cuplat, și cartoful pentru industrializare. Iar accesul la apă, dacă se va întâmpla cât mai repede, astfel încât în momente critice să aibă acces la apă atunci când are nevoie cultura de cartofi. Îmi spuneați că pentru cartofi este al 12-lea ceas. Chiar așa de rău este situația cu această cultură? Da, din păcate, în ultimii 30 de ani cartofii e în cădere liberă. Este o situație care s-a cronicizat, n-a început de ieri, de la altăieri. Practic, după Revoluție, cultura cartofului a fost lăsată complet de izbeliște. Zicem noi la voia întâmplării și am ajuns unde ajungem. Am intrat în competiție cu mari producători din vest și cartoful, din cauza prețurilor, din cauza competiției de multe ori nedrepte și chiar neloiale în unele cazuri, a devenit o cultură foarte, foarte riscantă și neatractivă, generatoare de pierderi. Asta se repercutează, bineînțeles, în interesul fermierilor pentru cartofi și suprafețele, după cum se vede, scad vertiginos de la un an la altul. Ați atins un subiect foarte interesant dumneavoastră în cadrul acestei conferințe, faptul că cartoful proaspăt, nu? Care nu se prea consumă. Într-adevăr, consumul de cartof în stare proaspătă este în scădere, ca în toată lumea de altfel. Din comoditate și rețelele Horeca, supermarketuri și ce vreți dumneavoastră, dar și
gospodinele acasă sau orice familie are timpul limitat, drept urmare ar prefera să aibă un cartof procesat sau semiprocesat pe care foarte simplu să-l folosească în alimentație. Și în afară de asta mai sunt și alte produse care intră în competiție directă cu cartoful, adică paste mai nou sau orez, așa mai departe. Protecția plantelor în domeniu pe cât de important, pe tot atât de necesar pentru sănătatea plantelor cultivate în România și implicit pentru siguranța alimentelor de origine vegetală. În ce măsură se reușește combaterea bolilor și dăunătorilor, controlul acestora, aflăm de la directorul Laboratorului Național Fitosanitar din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare. Să rămână la mea. Bună ziua! Bine v-am găsit! Autoritatea Națională Fitosanitară, care știu că are în teritoriu mai multe punți de legătură, să spun așa, între Autoritatea Centrală și fermieri, dar aveți și Laboratorul Național Fitosanitar. Da. Detaliați-mi ce înseamnă acest laborator, ce face și cât de util poate fi el beneficiarilor final, până la urmă, fermierilor. Laboratorul Național Fitosanitar din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare efectuează analize pentru determinarea organismelor dăunătoare plantelor și produselor vegetale, pentru determinarea calității produselor de protecție a plantelor și pentru determinarea reziduurilor de pesticide din plante și produse vegetale. Deci determinarea calității produselor de protecție a plantelor, dar Institutul de Protecție a Plantelor nu face același lucru? Nu, institutul face cercetare, nu determină calitatea produselor de protecție a plantelor. Bun, și să înțeleg că toate produsele de protecție a plantelor care intră în țară sau sunt produse în țară, înainte de a fi comercializate, le testați dumneavoastră? Da, le monitorizăm pentru a determina calitatea, dacă sunt la parametrii de omologare. Determinăm substanțele active, conținutul și proprietățile fizice ale acestor substanțe. Aveți dotarea necesară pentru așa ceva? Avem dotare la Laboratorul de Control Calității Pesticidelor. Aveam aparatura necesară pentru această activitate de determinare a conținutului de substanțe active. În cadrul Autorității Naționale Fitosanitare funcționează și 4 laboratoare regionale. Avem laboratorul de la Arad, Mureș, Olt și Bacău pentru controlul calității pesticidelor. Mai sunt 3 laboratoare pentru diagnoza organismelor dăunătoare. Laboratorul de la Bacău de bacteriologie, laboratorul de nematologie de la Suceava și laboratorul de nematologie la Brașov. În cadrul teritoriului, la nivel regional, mai există și laboratorul de reziduri de pesticide la Mureș, în cadrul Oficiului Fitosanitar de la Mureș. Practic, de unde încep lucrurile și unde se termină? Unde vin produsele prima dată? Probele care se prelevează din teritoriu pentru detecția organismelor dăunătoare plantelor vin în acest laborator, în camera aceasta de recepție. Aici vin probele. Probele prelevate din teritoriu, nu? Da, de inspectorii fitosanitari. Se transmit aici la laborator, însoțite de cererea de analiză. Această cerere care însoțește probele. Probele intră într-un sistem informatic, avem implementat un sistem de gestionare a probelor, se codifică și pe flux se transmit în funcție de solicitarea clientului la laboratorul pentru care necesită analiza fitosanitară. Înțeleg că aici este doar o secțiune, dacă pot să o numesc așa, a Laboratorului Național. Da. Unde se face recepția, codificarea și se transmit probele către unitatea tehnică unde se analizează probele respective, pentru că trebuie să avem o codificare a probelor pentru a asigura imparțialitatea față de client. Am înțeles. Mai departe? Persoana care analizează probele vine și ia probele și le duce la laboratorul respectiv pentru analiză. O să mergem la laboratorul de entomologie unde se face analiza propriu-zisă a probelor la solicitarea inspectorului fitosanitar. Aici este laboratorul de entomologie, unde se efectuează analizele entomologice pentru toate probele care vin din teritoriu pentru efectuarea analizelor pentru boli, pentru dăunători. Cum ar fi, cum avem aici o imagine, un trips, identificat la probele prelevate în cadrul programului de monitorizare pentru spații protejate. Noi avem un program de monitorizare la spațiile protejate,
de 10 ani, cred că este programul, în care diagnosticăm organismele dăunătoare la plantele din spațiile protejate. Foarte interesant. Uite, eu cred că e foarte interesant și pentru cei care ne urmăresc acum să vadă că la nivelul României sau în România există asemenea laboratoare naționale. Da, și se analizează toate aceste probe. Se analizează foarte multe probe provenite din teritoriu pentru monitorizarea teritoriului, să vedem în ce situație ne aflăm, ce dăunători avem în teritoriu. Se monitorizează toate organismele de carantină pentru România și pentru Uniunea Europeană, atât la import, cât și monitorizarea teritoriului, și se mai fac și analize pentru export, pentru cei care vor să facă export și au clauze fitosanitare. Ce dăunători de carantină avem în România? În România avem foarte mulți dăunători de carantină, printre care, de exemplu, cei mai importanti sunt la cartofi. Avem două bacterii de carantină, Ralstonia și Clavibacter. Clavibacter s-a identificat încă din 2004 în România, este cu impact economic foarte mare și pentru Uniunea Europeană și pentru România. Ralstonia a fost depistată în 2010, dar acum nu s-a mai găsit în teritoriu și este bine, probabil că măsurile au fost luate în așa fel încât am putut eradica, să zicem, focarele de Ralstonia. S-a mișorat și suprafața cultivată de cartofi și probabil și asta a contribuit la eradicare. Avem dăunătorii de carantină pe care i-am găsit în România. Acum nu mai sunt de carantină, sunt denumiți conform noilor regulamente organisme reglementate non-carantină. Avem la tomate, de exemplu, Clavibacter micanensis, micicanensis sau Santomonas vesicatoria, dar nu mai este de carantină, este dăunător reglementat non-carantină. Avem pepino la tomate, de exemplu. Antonomus la pom, de pildă. Sau Antonomus, mai este în carantină? Canimecus nu mai este de carantină, nici Antonomus. Sunt organisme comune pentru România, pentru Uniunea Europeană, nu știu dacă pentru alte țări terțe este posibil să fie organisme de carantină. Așa cum Stenocarpela pentru Rusia este organism de carantină, pentru noi nu mai este de carantină, dar se cere la export, la analizele pe care le facem pentru export, pentru că sunt aceste clauze fitosanitare pe care le solicită Rusia, de exemplu, analize pentru Stenocarpela și Cogliobolus. Pentru noi nu mai este de carantină, dar noi trebuie să facem aceste analize, trebuie să analizăm probele, pentru că altfel nu sunt primite. Nu e primită marfa în statele respective. Leptinotarsa este mai în carantină? Nu este. Este un organism comun, nici nu se mai cer analize pentru Leptinotarsa decemlineata. Cred că se fac tratamentele acestea cu pesticide care reduc. Nu întâmplător vă pun asemenea întrebări, pentru că se reduc, vorbeam și mai devreme cu cei din conducerea autorității, tot se reduc pesticidele, numărul substanțelor de protecție a plantelor, deși avem probleme cu astfel de dăunători. Și la cartofi, și la porumb, floarea soarelui, seclă de zahăr și așa mai departe. În pomicultură de asemenea. Da. Chiar și în viticultură, în legumicultură. Și totuși sunt scoase de la... Nu mai sunt dăunători de carantină. Nu mai sunt de carantină. Cum îi combatem? După opinia noastră, că sunteți la laborator și sigur că probabil oferiți și informații și sfaturi pentru cei care utilizează. Da, laboratorul chiar a elaborat niște ghiduri și le-a pus pe site-ul Autorității Naționale Fitosanitare pentru majoritatea culturilor. Mai mult am pus un ghid pentru cereale, pentru porumb în special am pus acest ghid, pentru cartof a fost ghid, pentru leguminoase, și se găsește acest ghid dacă îl caută cineva și are nevoie de informații. Poate să găsească aceste ghiduri care ajută la recunoașterea acestor boli și dăunători. Inclusiv cei care i-am pomenit mai devreme? Da, inclusiv toate organismele comune sunt trecute în acest ghid. Chiar n-am precizat acolo organismele de carantină, pentru că aici, la organismele de carantină, există o legislație, noi le monitorizăm, le urmărim, dar aceste ghiduri le-am publicat mai mult pentru informarea producătorilor, fermierilor, în așa fel încât să poată să recunoască aceste boli și să ia măsurile din timp pentru combaterea lor. De exemplu, pot să fie măsuri agrotehnice, agrofitotehnice, biologice, biochimice sau chimice, măsuri care sau asolamentul, știți, asolamentul, rotația culturilor și așa mai departe, pot să ajute foarte mult la diminuarea rezervei biologice, să zicem așa, pentru aceste boli și dăunători. De aceea am pus aceste ghiduri, pentru a conștientiza toți fermierii care lucrează și în se ocupă și trebuie să cunoască cu acest domeniu. Am venit într-unul din laboratoare,
Mai sunt și altele, sunt sigur. Despre ce este vorba? Acesta este laboratorul de entomologie, sunt și laboratoarele de virologie, bacteriologie, biologie moleculară, nematologie. Deci sunt 5 unități, 6 unități tehnice la laboratoarele de diagnostic. Cât de utile sunt aceste informații pe care dumneavoastră le puteți furniza fermierilor, potențialilor beneficiari de produse agroalimentare, agricole, în mod deosebit, rezultatele unor astfel de teste, de analize care se realizează aici? Rezultatele analizelor ajută foarte mult la efectuarea exporturilor, de exemplu, pentru că fără un buletin de analiză, nimeni nu-și asumă responsabilitatea că transportul este liber de niște organisme de carantină sau organisme care se transmit cu sămânța. Bun, asta e faza finală. Faza finală. Dar da. Fermierul. Și pentru fermier este bine să aplici pentru aplicarea măsurilor. În momentul în care e dat un rezultat, trebuie să aplici măsuri de combatere. Sunt măsuri de combatere care pot fi aplicate pentru anumite organisme, cum ar fi organismele comune sau organismele insecte, ciuperci, dar pentru virusuri, micoplasme, este mai complicat, pentru că aici metoda cea mai eficientă este scoaterea plantei respective, scoaterea din producție, distrugerea și așa mai departe, pentru că nu există tratament pentru aceste virusuri și în primul rând, cel mai important pentru virusuri și micoplasme este analiza probelor sau materialul săditor înainte de a fi înființată cultura. Pentru că acestea trebuie să fie libere de aceste organisme. De și aceea fermierul trebuie fermierul să știe că, conștient. Cum știe fermierul că este liber de o boală, un material săditor sau o sămânță? Există o legislație care spune că nu ai voie să înființezi o cultură până nu-i faci o analiză. Nu toți fermierii știu. Și atunci, dacă vine un material din Italia sau din altă țară, poate să-l ia că este liber de... Nu se fac analize la toate plantele, că nu se prelevează probe la toate plantele și atunci unii fermieri cunosc acest risc, că există posibilitatea ca plantele să fie infectate și atunci îi face o analiză înainte, trimite probe la laborator și vrea să știe că este liber de aceste organisme și atunci și apoi înființează cultura. Și există și cazuri în care fermierii nu vin cu proba la analiză și peste un an, doi, vin și cu probele și spun că au o cultură pe care au înființat acum 2 ani și acum au constatat că se usucă plantele. Deci important pentru fermieri este că înainte de a înființa cultura, o cultură să facă analiza materialului săditor sau materialului săditor sau a semințelor. Da. Foarte important. Foarte important, corect. Așa este. Doamna director, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și vă doresc mult succes! Anul acesta a debutat furtunos, cel puțin sub aspect meteorologic. De la secetă, la inundații, dar agricultura, știm, a fost calamitată, să spun așa, în ultimii 30 de ani, cu sau fără intenție. Mai multe despre subiect în materialul următor. Aș începe prin a ataca, cred eu, cea mai spinoasă, dureroasă problemă a agriculturii românești în ultimii 30 de ani și mă refer aici la irigații. Recent ați propus elaborarea și aplicarea unei strategii naționale privind gestionarea integrată a apei pentru agricultură. Deci ați atins exact această problemă. Detaliați, vă rog. Irigațiile reprezintă fundamentul stabilității, predictibilității și existenței până la urmă a lucrărilor agricole, a agriculturii. Alături de celelalte elemente, sol și fermier care trebuie cu dedicare să-și asigure prin resursele pe care le are ciclul de lucru în agricultură. În ultimii 30 de ani, intervențiile prin finanțare în irigații au fost minime sau inexistente dacă ne referim pe ansamblul lucrărilor de îmbunătățiri funciare și zic inexistente când vorbesc de cealaltă parte a îmbunătățirilor funciare, adică desecarea, drenajul apei, că sunt zone din România care suferă de prea multă apă într-o perioadă scurtă de timp. Irigațiile
au reprezentat o prioritate declarată fără însă a fi transpusă într-o realitate a unui proiect. Acum, recent, în ultimele luni, a existat această motivare și această așteptare extraordinară din partea fermierilor privind o finanțare masivă, strategică, integrată, să zic așa, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare în România, cuprinzând refacerea sistemului național de irigații, refacerea sistemului național de desecare drenaj, proiecte de irigații locale. Toate lucrurile astea, din păcate, nu au fost cuprinse ca o finanțare în Planul Național de Reziliență și Redresare Economică. A fost, din păcate, un eșec neașteptat și o pierdere extrem de dură pentru România, judecând asta nu doar în contextul nevoiei și a faptului că sunt 30 de ani în care nu s-au făcut astfel de investiții, ci în contextul schimbărilor care au loc în politica agricolă comună și care vor impune noi standarde și noi constrângeri privind utilizarea apei. Deci era un moment perfect. Dar cum s-a ratat în Planul Național de Reziliență acest aspect al irigațiilor? Aveți idee? Este clar că a fost un refuz al Comisiei Europene și pentru un proiect de anvergura aceasta propus de România, care însuma, cred, mai mult de 4 miliarde și jumătate de euro pentru irigații și partea de desecare drenaj, motivele fiind legate în particular de propunerile privind refacerea, modernizarea, extinderea acestei infrastructuri și modul în care se făcea asta în raport cu constrângerile de mediu. Din păcate, spun, România, față de alte țări care au reușit să pună programele naționale de reziliență, proiecte de irigații, cum e la sud de România, Bulgaria, e adevărat un proiect de anvergură mai mică. România nu a reușit lucrul ăsta. Cred că declararea irigațiilor ca proiect strategic național și găsirea agriculturii printre domeniile care sunt cu adevărat văzute și respectate ca fiind strategice prin asigurarea siguranței, securității alimentare a populației, astfel încât lucrurile astea să se concretizeze în ce spuneam mai devreme, o strategie națională integrată de gestiune a apei și solului pentru agricultură. Am adăugat și solului pentru că ele trebuie să lucreze împreună integrat, astfel încât această strategie, stabilind prioritățile, direcțiile strategice, obiective strategice, punerea lor în acțiune prin planuri finanțate multianual, se poată să rezolve această problemă pentru care toată lumea s-a exprimat că este o prioritate și că trebuie făcută. În contextul ăsta al eșecului PNRR, al investițiilor foarte slabe, nesemnificative, făcute în ultimii 30 de ani în domeniul irigațiilor. Dimpotrivă, s-au distrus. Și distrus al deteriorării infrastructurii de îmbunătățiri funciare, am făcut această propunere aducând în atenția autorităților următorul aspect. Pactul ecologic european, prin strategiile subsecvente, strategia privind biodiversitatea, strategia de la fermă la furculiță, alte prevederi privind directive de mediu și climă, alte prevederi privind aspectele energetice, utilizarea și transformarea către energie verde, vor impune pentru orice investiție, chiar și publică, națională, respectarea unor condiții mult mai dure, să zic așa, privind utilizarea apei. În contextul ăsta, chiar cu identificarea unei finanțări din partea Guvernului României, tot trebuie armonizate în sensul ca măsurile propuse să fie legate cu obiectivele de mediu și climă ale Uniunii Europene din care România face parte, să fie legate astfel încât să fie respectate și să fie făcute investiții multianuale, dar în sensul acesta.
Am trecut concret la a propune Ministerului Agriculturii un draft, o gândire, un concept privind această strategie de gestiune integrată a peisurilor. A fost foarte bine primită, am avut câteva discuții interesante acolo. Am pus la lucru consultanții noștri externi pe care îi avem în sensul ăsta, cu experiență în domeniul politicilor europene de mediu și climă și de apă, gestiunea apei. Suntem acum zilele astea într-un proces de a stabili parteneriate cu universități care au facultăți de îmbunătățiri funciare sau în politehnică, mă refer la USAMV, sau în politehnică, universități politehnice care au facultăți cu activitate relevantă pentru domeniul ăsta de gestiune apei sau energie, astfel încât să producem un document care să fie pus în discuție într-un grup de lucru care să cuprindă și Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării și ulterior și Ministerul Digitalizării, astfel încât această strategie, care este o asumare guvernamentală, dar care adresează exclusiv și vrem să fie asta, gestiunea apei pentru agricultură, să fie asumată și să permită, cum spuneam, un plan de finanțare multianual în favoarea asigurării acestei nevoi a fermierilor, dar cu respectarea acestor condiții privind mediu și clima. Că aici este problema. Da, da. Unii privesc din perspectiva nevoii fermierii, unii privesc din perspectiva resursei care trebuie protejate. Da. Trebuie să le punem integrat, trebuie să vedem care sunt criteriile europene, să ne armonizăm cu ele și în felul ăsta să avem o strategie acceptată de Comisie încă o dată, da? Și da, cu energie verde și cu tehnologii noi și cu care să pună la lucru nu doar imediat ce ia infrastructura asta este în etape gata, să pună la lucru fermierii în a o menține, în a o îmbunătăți, în a plăti taxe pentru utilizarea ei, astfel încât ea să fie funcțională și sustenabilă. După cum se știe, a fost aprobată noua politică agricolă comună a țărilor Uniunii Europene. Noul PAC se va aplica din ianuarie 2023 și, potrivit declarațiilor oficiale, are un buget de aproximativ 387 de miliarde de euro pe perioadă de 7 ani, deci până în 2030. Dintre care 270 de miliarde de euro sub formă de subvenții directe către fermieri. Cum se va orienta România în acest nou PAC? E o politică agricolă comună și Europa are un număr de politici comune. Este cea mai bine finanțată din bugetul comun european. De ce? Pentru că în, să zicem, actul constitutiv al Uniunii Europene scrie acolo că țările din Uniunea Europeană trebuie să lucreze împreună pentru a oferi cetățenilor hrană de calitate, accesibilă, adică să poată să-și o cumpere fiecare, și curată. Politica agricolă comună s-a schimbat odată cu aprobarea acestei proiect de reformă. Ea intră în vigoare din 2023 după 2 ani de tranziție, dar ciclul e tot de 7 ani, deci ea se va încheia acest ciclu, suma pe care ați menționat-o, în 2027. România va utiliza și pe perioada de tranziție plus cei 5 ani care urmează pe perioada aplicării noi reforme 20 și ceva de miliarde de euro, distribuiți pe cei doi piloni, 13 miliarde pilonul 1 plus directe, 6,7 miliarde pilonul 2 investiții în agricultură și dezvoltare rurală. Pentru România este strategic să-și elaboreze planul după care își va distribui această finanțare pe următorii ani, se numește Plan Național Strategic, și care e făcut după alte reguli decât cele cu care ne-am obișnuit până acum, și ăsta a fost un subiect major pe care l-am urmărit în ultimii ani de negociere și în țară și la Bruxelles, pentru a putea găsi
cele mai bune propuneri către minister pentru ca fermierii să beneficieze integral pe direcții care să facă o creștere a valorii adăugate a muncii lor și să le asigure stabilitate financiară de viață în mediul rural și așa mai departe. Politica agricolă comună actuală a avut niște riscuri majore pentru fermierii români. O parte dintre ele au dispărut și mă refer aici la cele legate de plafonarea subvențiilor, pentru că România este o țară din Uniunea Europeană care are un model de agricultură performant, dar și unul cu o agricultură de subsistență. Cel performant are ferme medii mari, care lucrează comercial, care lucrează cu tehnologie, cu modele de afaceri, cu oameni angajați, cu un teren foarte fragmentat, care înseamnă foarte multe mii, zeci de mii, sute de mii de contracte de arendă. Și riscul acestei plafonări care a dispărut prin negociere a existat. S-au stabilit câteva lucruri extrem de importante, au apărut aceste ecoscheme, adică plăți din bugetul de plăți directe într-un procent de 25%, care sunt dedicate măsurilor de mediu pentru agricultură, aceste ecoscheme, și care vor însuma pentru România anual aproape 475 de milioane de euro. Noi măsuri care vor fi foarte interesante, dar și riscante, pentru că sunt noi măsuri și dacă nu, ele sunt voluntare pentru fermieri, sunt obligatorii pentru țară și dacă nu sunt adoptate de către fermieri, banii ăștia se vor pierde, riscând prin pierderea acestor bani ca subvenția pe care o primesc acum, să zicem, fermieri, 195 de euro pe hectar, să se ducă la 120 de euro pe hectar. Deci avem un risc major în sensul ăsta. Am înțeles că anul trecut ați avut, Clubul Fermierilor Români a avut o colaborare cu AFIR-ul. Ați avut o inițiativă. Vă referiți la colaborarea noastră pentru a face mai ușor, mai accesibilă măsura privind subvenționarea polițelor pentru asigurările agricole. Am reușit să modificăm împreună cu ei, cu propunerile noastre, ghidul care guvernează această măsură. Creșterea a fost majoră, aș spune foarte, foarte importantă în numărul fermierilor care au accesat această submăsură, deci numărul celor care s-au asigurat beneficiind în quantum de până la 70% de decontarea costului plătit pentru poliția de asigurare. Zilnic observăm, aflăm, primim informații despre numeroasele oportunități de afaceri existente în România, pe care, din păcate, marile companii le valorifică, în vreme ce noi, românii, le ignorăm. Despre ce este vorba? Aflăm din materialul următor realizat de colegii mei, Simona David și Andrei Banu. Compania americană Reinke Manufacturing, lider global în sisteme de tehnologii de irigații, a anunțat recent, în cadrul unei conferințe de presă, extinderea activităților din România. Prin noile inițiative și transferul de tehnologie, compania își propune să contribuie la modernizarea agriculturii locale în completarea cele mai importante investiții Reinke de până acum, singurul depozit de pivoți și sisteme liniare din țară ce deservește atât România cât și sud-estul Europei. Nu în ultimul rând, întreg portofoliul de produse susține atingerea obiectivelor de mediu în contextul noilor reglementări ale Uniunii Europene privind schimbările climatice. Informațiile despre prezența Reinke la nivel național, dar și planurile pentru perioada următoare, au fost prezentate de către Chris Roth, președintele Reinke la nivel global, și Dragoș Zainea, director general BNI Holding, dealer exclusiv Reinke în România. Depozitul Reinke de la Constanța este cel mai mare de acest tip din sud-estul Europei și a fost inaugurat în primăvara anului 2020, chiar înainte de începerea pandemiei. Avantajele sunt importante, în special pentru fermierii locali, care pot avea acces rapid la echipamentele necesare și pot beneficia de servicii complete, de la proiectare și până la instalare și suport tehnic. Dar iată ce spune Chris Roth, președintele Reinke la nivel global.
România este un reper în producția agricolă la nivel european și ne bucurăm să putem lucra alături de fermieri, oferind echipamente și soluții personalizate care să le susțină planurile de dezvoltare sustenabilă și să contribuie la limitarea impactului pe care îl au schimbările climatice. Compania a început acum 50 de ani ca o afacere de familie și s-a extins treptat pe tot mai multe piețe, însă pasiunea pentru agricultură a rămas neschimbată. Depozitul de la Constanța este un element central al strategiei noastre și suntem convinși că și noile proiecte vor avea același succes. Tehnologia Reinke susține valorificarea inteligentă a resurselor naturale, minimizează impactul negativ asupra mediului, conservând în același timp energia și resursele naturale. Soluțiile Reinke s-au remarcat la nivel internațional prin elemente de inginerie unice de calitate premium, ce includ tehnologii precum controlul prin GPS, acționarea de la distanță prin cloud sau chiar integrarea de echipamente suplimentare, cum ar fi sistemele de fertirigare, stații meteo sau senzori de sol. Echipamentele sunt distribuite în România de către BNI Holding, companie ce are ca obiect principal de activitate implementarea sistemelor de irigație de tip pivot. Printre tehnologiile noi pentru piața din România se numără pivoții mobili, pivoții pentru parcele neregulate, braț de colț, joncțiune mobilă, tronson detașabil, liniare programabile, liniara pivotantă, automatizări și control de la distanță. De asemenea, BNI Holding oferă soluții pentru infrastructura de irigații, țevi, canale, pompare și filtrare, de exemplu filtrul River Screen pentru apă de mică adâncime și canalele de irigații colmatate, precum și pentru sistemele de fertirigare ce pot fi atașate oricărui sistem de irigare. Unul dintre cei mai mari producători de sisteme de irigații cu pivot central și mișcare laterală din lume, Reinke a fost fondată în 1954, are sediul în Deschler, Nebraska, Statele Unite ale Americii, și este prezentă în peste 40 de țări. Compania dezvoltă produse și tehnologii special concepute pentru a crește producția agricolă, oferind în același timp eficiență în muncă și timp, dar și eficiență ecologică. Reinke a fost prima companie care a integrat un motor electric și piese interschimbabile în corpul tronsonului, model preluat după aceea și de celelalte companii producătoare de sisteme de irigații, precum și primul sistem GPS, comunicații prin satelit și capabilități de touchscreen în managementul sistemului de irigații mecanizat. Așteptările sunt mari, iar șeful Reinke, la nivel global, este optimist în ceea ce privește atingerea obiectivelor. De altfel, investiția a fost făcută în urma unei analize SWOT temeinice, care i-a convins pe americani că România este locul perfect în care să-și vândă soluțiile de irigații pentru fermieri. Portul Constanța a fost unul dintre principalele puncte tari în analiza companiei americane, prezența portului fiind un factor important în ceea ce privește aprovizionarea cu materiale. Atras de locurile pe care le vede în drumurile dintre București și depozitul din Constanța, Chris Roth regretă că nu are mai mult timp la dispoziție pentru a vizita țara noastră, dar se declară un fan al bucătăriei românești, cârnații fiind principalul preparat care îi vine în minte atunci când vorbește de mâncarea românească. Au ales să devină unic distribuitor Reinke, inspirați de calitatea produselor și pasiunea pentru inovație. De aceea au asociat portofoliului și o gamă completă de servicii de calitate, astfel încât fermierii să poată beneficia de o soluție completă, perfect adaptată topografiei, sursei de apă, tipului de sol, culturii și bugetului de care aceștia dispun. Astfel, resursele sunt valorificate într-un mod cât mai eficient, iar provocările sunt mai ușor depășite. Dar ce înseamnă pentru fermieri aceste tehnologii și cum îi vor ajuta în mod concret? Ei bine, aceste soluții reprezintă practic o combinație între tehnologia care oferă fermierului mai multă informație și utilizarea acestora pentru a spori eficiența tehnologiei. În plus, s-a constatat că atât în România cât și în alte țări există tendința de a se iriga cu prea multă apă. Altfel spus, se folosesc cantități mai mari de apă decât este necesar. Iar aceste soluții oferite fermierilor înseamnă recolte la fel de bune, dacă nu chiar mai mari, fără utilizarea unor cantități mari de apă.
Conștienți de faptul că cel mai important capital este cel uman, indiferent de cât de avansată este tehnologia, furnizorii soluțiilor pentru irigații se concentrează și pe o echipă puternică. De altfel, în ceea ce privește investițiile pentru viitor, directorul BNI Holding, Dragoș Zaina, dorește în acest an să mărească echipa de la 35 de angajați la 50. Ultimii 10 ani au schimbat perspectiva fermierilor pentru că au fost perioade de secetă în anumite zone. Anul trecut a fost un an culminant pentru că am avut o secetă pedologică, iar fermierii au înțeles că un sistem de irigații pe o anumită suprafață le poate asigura o predictibilitate financiară și o stabilitate mai bună. Pentru că, nu-i așa, nevoia ne învață să ne schimbăm percepțiile. Se spune că cine nu-și cunoaște istoria, nu cercetează și nu investește, nu are viitor. Ei bine, despre cercetare este vorba în materialul următor, de data aceasta într-un domeniu ce necesită inovație și modernizare continuă. Mecanizarea. Noi suntem în acest moment singurul institut de cercetare din România cu experiență în domeniul tehnologiei și echipamentelor pentru agricultură, cu experiență de aproape 100 de ani. Anul acesta facem 92 de ani. Dar, deși avem foarte multe idei, lipsa a finanțării în ultimii ani nu ne dă posibilitatea să dezvoltăm toate tehnologiile și echipamente pe care ni le dorim. Pe de altă parte, și din această finanțare care este relativ scăzută, doar o parte mică vine către programe de cercetare aplicativă, unde institutul nostru sau alte institute similare, împreună cu agenții economici, pot să dezvolte aceste tehnologii. Din păcate, o mare parte din finanțare este pe cercetare fundamentală, alte tipuri de proiecte suport, nu neapărat pe cercetare aplicativă. Și cum se obține concret genul acesta de finanțare? Există o serie de granturi sau de parteneriate publice-private? Mă gândesc că ar putea și companiile să contribuie. Practic, Ministerul Cercetării lansează pe diferite programe, competiții, atât direct cât prin UFIS-CDI, la care participă toate instituțiile de cercetare, universitățile, companiile private de dreptate participă la această competiție și în regim competițional câștigă cel care obține punctajul cel mai bun. Deci nu neapărat dacă ai o idee excepțională, foarte bună, este și câștigătoare. Spuneați mai devreme despre ADER ca formă de finanțare și de dezvoltare. Da, noi am reușit în anul 2019 să putem accesa, am participat la competiție și am câștigat 8 proiecte în calitate de coordonator și încă 14 suntem ca partener, cu în principal cu stațiuni de cercetare din cadrul Academiei Științei Agricole și Silvice. Și aici avem parteneri din toate domeniile, cultura mare, dacă vorbim de stațiunea cercetării agricole de la Secuieni, avem pe partea de viticultură cu Murful Atlar, cu stațiunea de la Bujoru, pe partea de pomicultură cu Mărăcineni, biotehnologii cu Institutul de Biotehnologii de la Pitești. Avem, practic, cred că stațiuni de cercetare legumicole, vorbim de Bacău și de Buzău, tot spectrul de stațiuni, inclusiv stațiune piscicole, cu stațiunea de la Nucet, cu Institutul ICD APA de la Galați, având în vedere că noi, institutul nostru acoperă în mare aproape toate domeniile, mai puțin zootehnie, avem parteneri stațiuni din toate aceste domenii din agricultură. Este o experiență foarte bună și cred că utilă pentru atât pentru stațiuni cât și pentru noi și în final va fi utilă și pentru fermieri, că rezultatul final, stațiunile se îndreaptă către fermieri. Ce proiecte derulează institutul nostru în această perioadă? Proiectele noastre sunt diverse, pornind de la proiectele clasice în domeniul tehnologiilor pentru agricultură și industrie alimentară, evident, cumva updatate la noile cerințe actuale. Practic,
Nu prea mai există echipament care să nu aibă elemente de automatizări, senzori, GPS, după caz. Echipamente statice, zona industriei alimentare nu poți să pui GPS sau. Dar apoi echipamente și tehnologii și echipamente care țin de vin în contextul schimbărilor climatice. Practic aici ne referim la echipamente pentru valorificarea unor plante cu potențial energetic, valorificarea integrală, de fapt, a produselor și produselor rezultate din acestea. Practic, vorbim aici de economie circulară, vorbim iarăși de echipamente, tehnologii și echipamente pentru compostare, vermicompost, compostare rapidă, deoarece știm cu toții că în momentul de față cerințele de mediu sunt tot mai riguroase. România este în infringement pe acest capitol, primește penalizări și atunci am zis să venim întâmpinarea atât a autorități locale, dacă vorbim de primării, dar și a fermierilor cu astfel de tehnologii, unde pot, pe de o parte, să rezolve o problemă de mediu, pe de altă parte, chiar să scoată niște bani, să producă energie, care înseamnă implicit și reducerea costurilor. Compostul poate fi valorificat în fermele proprii, poate fi vândut către alte persoane. O altă direcție o reprezintă noile echipamente pe care dorim să le dezvoltăm în contextul reducerii noxilor, reducerii amprentei de carbon, practic a sechestrării carbonului. Noi avem niște idei și putem veni cu niște echipamente care sunt pe principiu minimum tilici, dar oricum puțin modificate, completate și cu niște soluții, cocktail de produse care conduc la refacerea în timp scurt și mediu a structurii terenului și care pe viitor concură la creșterea și dezvoltarea plantelor mai rezistente la condițiile climatice, deci la lipsa precipitațiilor și, bineînțeles, în final la reducerea fenomenului de deșertificare. Observ că aveți foarte multe planuri. Cum sunt ele finanțate? Cum merge partea de cercetare? Putem considera institutul dumneavoastră un fel de măgurele pentru România pe partea de agricultură? Nu cred că există comparație cu Măgurele, pentru că acolo este într-adevăr un pol foarte puternic de cercetare. Sunt mai multe institute care practic realizează atât din punct de vedere al cercetării, cât și al personalului de cercetare, cel puțin un sfert din cercetarea din România. Nu mă refer aici la universități. În mare majoritate, proiectele noastre se finalizează cu 1, 2 sau 3 produse vorbind generic, sunt modele experimentale, modele funcționale sau după caz prototipuri. Noi suntem un institut de cercetare aplicativă, foarte, foarte puține proiecte, dacă vorbim aici doar că accesăm și proiectele POCU pentru de finanțarea specializării și instruirii personalului, ca programul Capital Uman. Acolo, într-adevăr, sunt alte ținte și cercetare fundamentală. În rest, absolut toate proiectele se finalizează 1, 2 sau 3 echipamente care au la bază o cerere de brevet care practic certifică noutatea unui echipament. Fiecare un echipament poate avea și 2 sau 3 cereri de brevet. Deci, practic, are mai multe elemente de noutate. Noi am venit acum cu niște tehnologii avem în lucru, va finalizat anul ăsta un echipament de compostare rapidă pentru deșeurile menajere și cu recuperare de energie. Față de compostarea clasică, practic în acest echipament se realizează de 5-6 ori mai rapid, ca o completare la compostarea clasică cu un echipament de producere a vermicompostului, în care se utilizează râmele și în final va ieși un vermicompost, practic un humus, un produs foarte căutat pe piață, echipament de afânare a compostului, deoarece compostul, pentru a avea o structură foarte bună și a ieși un produs bun, trebuie afânat din când în când. Avem pe partea de
echipamente electrice, deoarece și noi dorim ca să reducem cantitatea de noxe eliberate în atmosferă, am avut ca obiectiv să dezvoltăm niște echipamente acționate electric. Practic am pornit de la un tractor electric, acum avem în curs de desfășurare și alte echipamente, un echipament autopropulsat pentru stropit, atât partea de acționare sursă energetică, cât și echipamentul stropit în sine este acționat electric, iar este un șasiu de folosit, de utilizat în legumicultură, tot electric. Profit de situație și vă întreb tot din perspectiva climaterică, ce dezvoltați pentru agricultura ecologică? Este în trend în momentul de față în întreaga Europa și știu că mi-a spus mai devreme că institutul nostru are și proiecte în această direcție. Da, la nivel național și european, dar și la nivel național se constată o creștere a creșterii de produse ecologice și în ultimii ani numărul fermierilor care au trecut la conversia suprafețelor în regim ecologic a crescut, astfel că deși în general mă refer la, nu la cultura mare, la culturile legumicole, pomicole, nu sunt suprafețe mari unde să se preteze tehnologiile clasice de cultivare, pentru suprafețele mici chiar fermierii au venit către noi cerându-ne să le furnizăm niște echipamente speciale mai micuțe care să îi ajute în prelucrarea și întreținerea, mai ales întreținerea acestor culturi ecologice. Practic noi am urmărit dezvoltarea unor echipamente, de exemplu de distrugere a buruienilor, pe de o parte mecanică, un sistem inteligent cu cameră de recunoaștere a plantei sau a buruienilor și prin discretizare poate să comande să distrugă buruiana între plante pe rând, nu pe rânduri, că asta este cunoscută, de distrugere a buruienilor utilizând diferite substanțe. Noi avem un echipament care se montează în fața tractorului și folosește apă fiartă de la, cum să zic, utilizând energia de la căldura tobei de la eșapament. Iarăși am dezvoltat o mulțime de echipamente în general în prelucrarea plantelor medicinale, pentru că plantele medicinale se utilizează marea majoritate pentru producerea de suplimente alimentare, ceaiuri, infuzii care țin de sănătatea umană, atunci acestea trebuie să fie întreținute și prelucrate ecologic. Și pe partea aceasta avem echipamente de recoltat, de întreținut și de lucrat între rânduri pe aceste plante. Pentru legumicultură avem în vedere dezvoltarea pentru sere, în special nu cultura mare, adică pe suprafețe mici, au unor echipamente, platformă autonomă care să tot așa să distrugă buruienile fără utilizarea substanțelor chimice. Mai nou, vrem să continuăm cercetările. Noi am dezvoltat un echipament de obținere a unor extracte din plante cu efecte repelative. Ne referim aici la tutun, la urzică. Soluții și idei avem, în acest moment ne lipsește finanțarea. Credeți că în viitor situația aceasta s-ar putea să ameliora din punct de vedere al finanțării și al cercetării agricole? Posibil. În ultimii ani, într-adevăr, numărul fermierilor care s-au îndreptat către noi a crescut. Au venit o mulțime de fermieri care, de exemplu, cultivă cătina. Cătina a luat amploare și suplimentele obținute din acesta, că vorbim de ulei, de suc, sunt foarte bune pentru sănătate și în acest sens noi am început și am dezvoltat echipament de separare a fructelor de cătină de pe ramuri, după ce în prealabil sunt congelate, că așa se păstrează ele. Lucrăm și la dezvoltarea unui echipament de recoltare a fructe cătine direct de pe din copac prin absorție. În general
noile echipamente pe care le avem în vedere să le dezvoltăm țin cont de cerințele din piață, de la fermieri. Dacă vedem că un echipament este căutat de mai mulți fermieri, căutăm și noi vedem dacă suprafața s-a extins și atunci încercăm să dezvoltăm un echipament. Nu are rost să dezvoltăm un echipament dacă cultura respectivă se cultivă pe câteva hectare. Pentru că dezvoltarea implică totuși până la punerea în funcțiune, dezvoltarea echipamentului, experimentare, finalizare și punerea pe piață, totuși costă destul de mult. Vă mulțumesc mult. Haideți să vedem în teren cum funcționează aceste echipamente. Acesta este un echipament de distrugere a buruienilor în sistem ecologic. Practic se utilizează apa care este într-un bazin montat în spatele unui tractor clasic. În cazul de față avem un tractor de 45 de cai putere. Apa trece prin niște conducte, vine la toba de eșapament și mai are încă o tobă suplimentară ca să se poată aduce apa la minim 80 de grade. Ar trebui să ajungă între 80 și 100 de grade. Și apoi cu ajutorul unor pompe este pulverizat sub presiune prin aceste două duze. Vedeți că au și apărătoare de protecție astfel încât apa fierbinte să nu se ducă către planta care trebuie protejată. În față are două unelte care practic în timpul deplasării cumva direcționează buruienile să fie, cum să zic eu, spre centru. E o soluție simplă, ingenioasă, de combatere ecologică a buruienilor. În culturi noi am folosit în culturile de plante medicinale, dar poate fi utilizată și în alte culturi. Colegii mei, după cum știți, s-au obișnuit să ne ofere și câte o surpriză. Să vedem despre ce este vorba. Vă propunem un material realizat de colega noastră, Alexandra Beatriz Modiga, care poate fi un exemplu demn de urmat. Tineri ieșeni, întorși din străinătate, hotărât să producă natural pentru comunitate. Bună ziua, mă numesc Pașonic Alexandru, ne aflăm pe pășunea comunității Bănești. Aici avem un efectiv de 600 de ovini caprini. Rasa ovinilor este aproape toate sunt surcană. Încercăm să ameliorăm rasa cu berbeci de calitate și certificate de origine. Vrem să vă arătăm că și la noi se poate, chiar dacă suntem tineri fermieri. Încercăm să facem calitatea pe care o făceau bunicii sau, de ce nu, chiar străbunicii noștri. Încercăm să facem produse cu adevărat tradiționale și cu adevărat naturale, ne folosind cheaguri din comerț și aici mă refer la praf sau lichidii, cele care se găsesc în farmacii sau în magazinele de specialitate. Cum vă spuneam că noi chiar facem un produs natural, aici vă putem arăta cheaguri de miel și ied. Aici cred că sunt vreo 50-60, nu știu exact, pe care le-am strâns în primăvară, sacrificând animăluții mici, pentru a aduce pe masa consumatorului cu adevărat o brânză naturală, nu încheagată cu prafuri, nu cum spune toată lumea că încheagă, dar are 10 cheaguri. Aici se vede practic munca și efortul nostru financiar, sacrificându-l la câteva zile de când a fost fătat, practic pierzi cu profitul care poate să-l aducă tăindu-l la 3 luni sau la 2 luni, atunci când poți să iei 200-300 de lei sau chiar mai mult pe un miel. Totul pentru a face un produs cât mai natural, pentru a ajunge o mâncare sănătoasă pe masa consumatorului final. Eu mă ocup de relativ puțin timp de oierit, datorită faptului că am lucrat aproape 10 ani în afară, am fost în Italia, ca mulți alți români, crezând că o să se schimbe viața, dar probabil s-a schimbat, dar s-a schimbat în bine realizând ceea ce am acasă. Probabil dacă eram tot timpul aici, nu știam ceea ce de multe ori când ai, nu știi că l-ai până când nu-l pierzi. Acolo am observat că de fapt am pierdut o parte din mine ducându-mă în străinătate și am revenit gândindu-mă să fac ceva cu adevărat important. Eu sunt convins că producând de calitate, veniturile economice oarecum sunt mai lente, nu faci bani repede și mulți, dar faci bani pe termen lung și stabil. Ca și cum ai construi o casă cu o fundație cât bine clădită. Pot să vă spun că facem în jur de 30 kg de brânză la zi, pe un efectiv de aproape 400 de oi și capri cu lapte. Prioritatea noastră este să dăm celor din zonă, pentru că este o mândrie noastră.
de aici pleacă un produs natural și oarecum mi se pare perfect normal să profite localnicii și după aia o distribuim în Iași. Am înființat și o cooperativă în acest scop pentru a ne veni mai ușor și din punct de vedere economic și din punct de vedere brand publicitate, să putem să intrăm pe piața Iașului. Acum, momentan, facem livrări la domiciliu 3 zile ale săptămânii, luni, miercuri și sâmbătă, unde ajunge pe masa consumatorului direct un produs natural, un produs de la fermier. În interiorul cooperativei avem și alți fermieri. Am înființat cooperativa împreună cu alți doi asociați, un domn produce fructe de pădure, iar celălalt legume. Dar în interiorul cooperativei sunt mult mai mulți agricultori, tineri sau mai puțin tineri, care produc natural. Că interesul acesta este să scurtăm drumurile dintre intermediari și să oferim un produs de calitate consumatorului. Eu personal am vândut mielul cu 23 de lei pe carcasă. În zona a fost și 25, 20, depinde. Fiecare fermier și-a pus prețul lui. Fiecare fermier crede în drum să ducă spre ideea de asociere, pentru că unitatea face forță. Asociat fiind cu alți fermieri, este interesul fiecăruia să promoveze produsul, să producă un produs de calitate. Făcând toate astea, o să aibă și o piață de desfacere cât mai vastă, cât mai largă, pentru că degeaba faci o brânză de calitate, produci un ardei, un gogoșar, faci o fructă de calitate dacă nu ai cui să o vinzi și nu te cunoaște nimeni. Credem noi că brandul cooperativii o să fie un brand important, cunoscut cel puțin la nivelul județului Iași. Suntem încă în lucru, oarecum suntem în faza finală de definitivare de acte, pentru că la noi în România burocrația îți ocupă tot timpul, cum suntem și noi. Noi suntem naturali, produsele noastre sunt naturale, fără artificii, și este natural ceea ce facem. Ne vine natural să ne trezim dimineața, ne vine natural să ne ajungem acasă după ora 12 de multe ori, pentru că avem de strâns vân, avem de recoltat, avem de îmbalotat. Îmbalotat se face doar pe o vreme puțin mai umedă. Mă aflu alături de colegii și membrii fondatori ai Cooperativii Natural. Dețin o plantație în comuna Țibănia, județul Iași. Avem o suprafață de 1,2 hectare. Plantația este mixtă, murzmeur. Avem intenții pe viitor să ajungem mult mai mult, cât o să avem posibilitatea să ne extindem pe cătină, căpșuni și așa mai departe. Iar aici în stânga îl avem pe colegul nostru Liviu. Sunt legumicultor cu 1 hectar de păstăi galbeni, roșii în câmp. La fel ca toți noi produci natural. Face cu adevărat o muncă de, ca să spunem între ghilimele, muncă de ocnaș, muncă de mine, pentru că ne folosim de erbicide și îngrășăminte chimice. Vine de la mine, preia gunoiul de graj care îl folosește pe terenurile lui, iar chiar și în amiaza mare, la 30 de grade, stă tot cu sapă în mână ca să taie buriana, ca să ofere pe masa consumatorului un produs cu adevărat de calitate. Ne-am gândit la asocieri foarte simplu, pentru a face logistică și transport, să plece o mașină spre oraș, să întoarcă o mașină de la oraș. E foarte dificil în momentul în care, având activitatea, având ferma și ești singur, neavând și mână de lucru, asocierea este un sprijin. Când bate vântul mai tare, noi ne sprijinim unul în altul. Dacă Alex are problemă la ferma lui, ca să recoltăm cele 30 de hectare care sunt luate în concesiune, dacă are problemă la recoltarea fânului, eu având, deținând două tractoare, intervenim cu toții, ne ajutăm, strângem fânul de pe câmp. De ce să avem pierdere, să ne putrezească din cauza ploilor o cantitate de lucernă, pe când noi putem să intervenim cu utilajele mele care le dețin deocamdată și să ne ajutăm. Noi recoltăm seara, luăm comenzile, livrăm imediat la ușa clientului, pentru că în momentul în care clientul consumă păstăi, de exemplu, dăm un exemplu, păstăi proaspete, duse la o temperatură de 4 grade, este altceva. Deci nu se dezitravează fructele sau păstăile, brânza este transportată într-un sistem frigorific. Deci, puține cuvinte, facem calitate ușă la ușă prin publicitate Facebook, postări pe grupuri și așa mai departe. Dar pe viitor gândul nostru este de a deschide 2-3 puncte pe Iași, dar prima oară să începem cu unul, să facem un magazin al producătorului local. Și toți cei circa 19 membri care avem până acum, 19 producători din zonă, să-i băgăm pe magazinele respective ca să putem să fim prezenți chiar și pe Iași, fără să stăm pe comenzi sau să livrăm 3 zile pe săptămână. Vrem
să ne implicăm clientul când are nevoie, îl trimitem în locația respectivă sau o să punem la dispoziție o mașină care o să ducă de la magazinul respectiv direct la ușa clientului final. Cum putem remarca mai bine identitatea românească decât prin tradiționala ie, care este mai mult decât un element vestimentar? Ce elemente specifice are îmbrăcămintea tradițională românească aflăm din materialul următor. Ia românească este principalul element vestimentar tradițional prezent în garderoba oricărui român neamuș, un simbol pentru patrioții acestei țări. Vera Andronic din Suceava ne povestește în graiul său moldovenesc despre pasiunea sa pentru ie. Cos de la 10 ani. Am început să cos piul în fir, în puncturi, crușulițe, piul mergeam cu vaca pe dealul, pășteam și era o vecină care împletea. Și am luat andrele și am început să împletesc și am învățat și la școală, încă am început un fular. Și am făcut un idoș unul pe față și am greșit și piul m-a rămas ca model. Suntem aici la o expoziție de porturi populare, deci hobby-ul dumneavoastră, să spun pasiunea, este portul popular. Da, 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 că sunt casnică și mi-a plăcut să cos. Iarna mai mult făceam șezătoare, mergem pe la vecini și cosem cămăși. Totdeauna noi de Paști facem cămașă și facem modele diferite și rămânem cu cămăși. O cămașă de lada de zestre, care este pe pânză de ien și este sus festonată pe un fier și este cu altiță, cu un grețeală, costișată și care am făcut și o rochiță așa de pânză din care nu ține cald și am mai cusut acum o cămașă bărbătească pe pânză de casă, model care se poartă la noi cu maro, cu negru și am și de copii, de fetițe, trăistuți, borneți, de toate. Deci aici avem o cămașă bărbătească și o ie populară de femei. Da. Ce specific au aceste porturi populare? Da, la noi, la biserică, să mergi îmbrăcat național, duminica. Da. Sau bătrânele poartă și peste săptămână. Câte elemente ați păstrat din vechiul port popular și care este cerința pieței la momentul actual? Da, eu blând la târguri, dacă am văzut o cămașă, am și din Oltenia, din Muntenia, mi-a plăcut o cămașă, am cumpărat, s-am făcut schimb și am luat tot felul de obiecte vechi și le-am păstrat. Să întreabă mai multe cămașele vechi, becă. Sau este de borangic, da, să mă întreabă. Cămașele și de bărbați, tot, pe pânză de casă la noi, tot au început acum când fac nuntă, se îmbracă în port național, se cunună sau la botezuri și, și prețul astea noi sunt mai scumpe ca cele vechi. Vechi să avem de la 300, la 500, la 1000. Îmi spuneți, vă rog, care este cea mai scumpă cămașă de aici? Am aici o cămașă în spate care este scos firii și cusut pe un fir tot, care este 1500. Restul la 1000 cu mărgele care e croșetat cu croșetul și aia este vechi care se face, asta e 600, care e tivit tușește. Și aceea este 700 bărbătească, dar se mai scumpe un pic, asta e. Da. Și am și la 1000 acolo care e cusut acum tot. Noi vă mulțumim frumos și mult succes în continuare! Da, sănătate, mulțumim! Ei, cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper ca materialele prezentate să fi fost de interes pentru dumneavoastră, așa că vă aștept și duminica viitoare tot aici, la Agro TV, la aceeași oră. Dar până atunci nu uitați că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, oriunde ne-am afla. Cu bine și o săptămână cu spor! Emisiunea a fost realizată cu sprijinul companiei Domeniile Ostrov.